Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat că bugetul județului a fost redus de la 94 de milioane de lei la 53 de milioane de lei. Cea mai mare reducere va fi făcută la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, acolo unde bugetul va acoperi cheltuielile de funcționare doar până în luna iunie, iar o nouă rectificare bugetară va fi făcută abia în luna august. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 va fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din data de 20 februarie. V-am invitat să vă prezint bugetul pe care îl voi propune Consiliului Județean în data de 20. Peste două zile vom avea ședință de Consiliu Județean să aprobăm bugetul propriu al Consiliului Județean și al subordonatelor Consiliului Județean. Vreau să vă spun că anul 2020 ne-a adus o diminuare de buget. În 2019 am avut un buget de 94 de milioane de lei, iar 2020 ne-a adus un buget de 53 de milioane de lei. Un deficit foarte mare, e vorba de 39 de milioane de lei în minus. Aici avem o problemă și încercăm pe legislație să luăm bani de la bugetul din fondul de rulment, să-l ducem la asistență socială, deci banii rămași necheltuiți de către Consiliul Județean, banii care au fost repartizați cei funcționare și nu au fost cheltuiți, s-au dus în fondul de rulment al Consiliului Județean. Iar acei bani sunt 18 milioane. Am luat parte din banii de la din zona fondului de rulment și am dus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Acolo prevede legea că din fondul de rulment putem să ducem pe cheltuieli de funcționare. Aș vrea să spun că pe subordonate avem Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Am repartizat cât a solicitat. Au solicitat 3.130.000 și le asigurăm acest buget. Pe școala specială au solicitat 8.360.000. Le asigurăm acest buget, 8.360.000. La sănătate, anul trecut am repartizat peste 1.200.000 de euro la echilibrarea bugetului spitalului județean de urgență. Anul acesta, la momentul acesta, n-am prevăzut niciun ban pentru că avem acest deficit. Urmează să facem o analiză de unde am putea să putem să completăm susținerea spitalului, cum am făcut anul trecut pe utilități și ce a însemnat, să spunem, completarea voucherelor de vacanță și ce a mai însemnat salariile pentru medici. Primele pentru medici. Biblioteca Județeană a solicitat 3 milioane, am aprobat 2 milioane jumate. Propunem către Consiliul Județean aprobarea de 2 milioane jumate. Muzeul Județean 2.900.000, am aprobat 2 milioane jumate. Centrul de Asistență Medico-Socială a solicitat 4.700.000, am aprobat 3.600.000 spre aprobarea Consiliului Județean. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, aici cea mai mare problemă, ne solicită 69 de milioane pentru funcționare și noi cu fonduri de rulment plus ce a însemnat prin repartiția bugetară de la început de an, îi asigurăm de câte 35 de milioane, la jumate. Va funcționa, deci avem sume să funcționeze Direcția de Asistență Socială până în luna iunie. Dacă până în luna iunie se întâmplă ceva, o să avem o problemă de asistență socială. Evidența persoanelor îi se asigură bugetul pe care l-a solicitat 2.500.000. Direcția de Patrimoniu 1.955.000, asigurăm 1.600.000. Direcția de Drumuri și Poduri, avem repartiție 6 milioane, îi mai asigurăm din veniturile bugetului județului încă 5 milioane să putem să întreținem drumurile județene, că avem o mai mare, să spunem, mare de să cuprindem ca și întreținere. Deci, consider că bugetul pentru Consiliul Județean 2020 e un buget mai mic, cu 39 de milioane de ron. Asta înseamnă să tăiem de la subordonatele Consiliului Județean anumite sume, să putem să gândim că la rectificarea din luna august, așa cum a spus guvernul, să vină echilibrarea, să putem să susținem până la final de an restul de cheltuieli pe care Consiliul Județean le va avea și a susține funcționarea subordonatelor.
Să știți că avem investiții în continuare. Continuăm investițiile în 2020. Rămase e vorba de 5.800.000 investiții care au rest de executat în 2020. Vom continua investițiile, am prevăzut bani necesari să ducem investițiile la bun sfârșit. În aceste investiții intră și finalizarea nocturnei de la stadion. E vorba de nocturnă. Am preconizat că la final de lună aprilie să avem recepția nocturnei, iar pe data de 16 mai să avem un meci de inaugurare a nocturnei, o echipă națională a anilor 90 cu o echipă din anii 90 a Dunării Călăraș. 2005 nu era în anii 90. Dunărea Călăraș, așa cum o știm cu toți, provenită din celuloză. Să încercăm să facem un meci inaugural pentru nocturnă. Vrem să continuăm investițiile la Spitalul Județean Călăraș. Anul acesta vom preda amplasamentul pentru corpul nou, ce înseamnă 98 de milioane de ron aprobat de Compania Națională de Investiții. Este în procedură de licitație. Cred că în 2 luni de zile predăm amplasamentul la Spitalul Județean Călăraș pentru corpul nou. Continuăm investițiile mai departe în unitatea militară de cetățenie ANL-ul. S-a predat amplasamentul pentru ANL-ul de pe Nicolae Titulescu, cele 40 de unități locative. În prima ședință după 20, adică în luna februarie, vom aproba și regulamentul pentru medicii care să primească locuințe din cele 12 unități locative de pe strada Independenței. Și cred că proiectele pe care Consiliul Județean le are astăzi în derulare, avem banii necesari să putem să le continuăm. Cam asta e bugetul pentru 2020 pe care îl voi propune Consiliul Județean în ședința din 20, adică joi, vom avea ședință la ora 13 pentru a aproba cheltuielile și funcționarea Consiliului Județean și a subordonatelor. Dacă sunt întrebări? A spus că sunt 39 de milioane de lei mai puțin față de anul trecut. S-au schimbat modalitățile de calcul, de repartizare a banilor de la buget sau Călărașul în declin economic? Cred că aici a venit partea de asistență socială care guvernul a spus că va pune un fond de rezervă la dispoziția guvernului și se va interveni acolo unde vor apărea probleme majore. Vor fi sesizate să vină să facă completare pe anumite bugete de asistență socială. Bun, dacă cu asistență socială aveți bugetul asigurat până în iunie, deci cel mai are, eu știu, nocturnă și prețul investițiilor? Păi ele sunt sub contracte. Da. Deja sunt finanțate peste 60% pe lucrările efectuate și trebuie să le ducem la bun sfârșit. Adică nu putem să lăsăm investiția neterminată și să spunem că amânăm. Orice lucrare conservată înseamnă cheltuieli suplimentare și pierderi viitoare pentru Consiliul de Țară. Tot ce avem începute. Avem centru SERA 2. Avem contribuția Consiliului de Țară. Participăm cu contribuția Consiliului de Țară să finalizăm centru SERA. Avem utilitățile la ANL de 5 miliarde. Mai avem un rest de plată, îl plătim în 2020 să finalizăm parcarea, utilitățile, să branșăm blocul. Toate astea sunt cheltuieli pe care noi ni le asumăm în 2020 să le plătim ca urgențe. Să putem să finalizăm investițiile pe care Consiliul de Țară le are. Și spitalul cu plățile pentru utilități nu reprezintă o urgență? Da, va fi o analizat de către consilierii județeni și găsim o formulă să vedem cum putem să completăm și la spital o sumă de 2 milioane, așa cum am avut anul trecut, pentru utilități. Dacă rectificarea bugetară va fi în luna august, ce veți face la DGSPC din iunie până în august? Cred că vom face o rectificare internă la Consiliul Județean, luăm din salariile Consiliului Județean, care înseamnă că asigurăm salariile astăzi până în luna octombrie, mai diminuăm o lună salariile și ducem la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. E posibil, legea ne permite să diminuăm din veniturile Consiliului Județean, asigurarea salariilor de la Consiliul Județean, să le mutăm la protecția copilului să mai funcționeze o lună sau chiar două luni. Și dacă rectificarea din august nu va fi așa cum vă așteptați, nu sunt puși în pericol angajații să rămână fără salarii? Vor fi multe probleme pe care mi-e teamă să le spun acum față de dumneavoastră, că în primul rând de la grevă, pentru că funcționarii publici sunt într-un sindicat și se poate crea orice problemă pe care administrația județului o poate avea dacă nu asigură aceste salarii
angajaților de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Deși bugetul este mult mai mic, veți continua investițiile la Palatul Prefecturii? Da. Avem prevăzut și la Palatul Prefecturii sume. Avem 4 milioane prevăzut la Palatul Prefecturii în acest an, da. Ați prevăzut bani și pentru drumul de acces în municipiu, dar pentru acei 120 de km de comandă care spuneați? Am prevăzut bani pentru, am pus în bugetul drumurilor de țene, am prevăzut drumul de la Incinta Sider ca să-l continuăm în anul 2020. Dar nu am primit autorizația de construcție de la primărie, am trimis documentația cu cele două avize și ne-a fost respinsă. Iarăși din nou documentația că trebuie să reluăm un certificat de urbanism nou. Nu avem cum să luăm un certificat de urbanism nou, pentru că noi avem o plângere penală făcută de administrația municipiului Călăraș și dacă noi ne întoarcem să luăm un certificat de urbanism nou, înseamnă că recunoaștem că avem o vinovăție. Nu avem nicio vinovăție, noi am depus documentația să ne se elibereze autorizația de construcție conform legislației și conform controlului pe care l-a avut IGESIC-ul de la Prahova, iar primăria municipiului Călăraș a doua oară ne-a refuzat documentația să ne dea autorizație. Ați spus că anul acesta veți repartiza locuințe ANL pentru specialiști. În momentul de față, câte solicitări aveți? 4 cereri au ajuns la Consiliul Județean, le-am dat secretarului județului Călăraș, domnul Mușat. Domnul Mușat acum pregătește regulamentul ca în luna februarie să aprobe regulamentul de repartiție acestor locuințe. Vor fi repartizate doar medicilor sau specialiști din mai multe domenii? În baza cererii pe care noi am făcut-o către ANL, am făcut-o pentru specialiști medici. Uh-huh. La momentul acesta, orice schimbare avem nevoie de aprobarea ANL-ului. Deci la momentul ăsta, de cât medicii intră în calcul să primească locuințe de serviciu. Procentual, cât la sută înseamnă? Stați puțin, cine poți să întreba? Cum vor fi finalizate aceste locuințe de pe independență, cu tot utilități? La discuția pe care am avut-o cu directorul ANL, la final de lună februarie, trebuie să facem recepția împreună să li se predea locuințele până pe 29 februarie. Câte locuințe? 12 unități locative. La Spitalul Județean de Urgență, ce investiții mai aveți de făcut? La spitalul, părerea mea e că la spital avem atât de multe investiții încât anual trebuie să prevedem cel puțin sume depășind 1 milion de euro anual ca să putem să aducem în normalitate spital. Spitalul mai are mult de investit, avem lucrări să reabilităm subsolul, e deja prin Compania Națională de Investiții, urmează să dăm spațiile comerciale pe care le-am făcut la parter să le recepționăm și să le punem la dispoziție agenților economici care vor să vină și să-și creeze acolo spații comerciale, să poată să fie mai primitor spitalul. Continuăm mai departe să ne gândim că avem de finalizat heliportul. Suntem în discuție cu administrația municipiului Călăraș să găsim o formulă să facem un SF-ul pe parcarea existentă la momentul ăsta și să o facem supraetajată, iar la ultimul nivel 4 să facem heliport. Ați primit acordul? La ultima conferință spuneți că nu. Verbal cu domnul Drăgulin, a venit de la Ministerul de Interne un reprezentant care a solicitat și Consiliul Județean care deține spitalul cum am vedea această problemă cu heliportul rezolvat. Ați avut probleme cu hârtiile și vă încredeți în verbal acum? Păi domnul primar Drăgulin m-a chemat la acea întâlnire cu reprezentantul Ministerului de Interne și am spus, văd în felul următor. Noi să facem SF-ul, să prezentăm primăriei SF-ul și primăria să ne dea terenul ca să putem să realizăm parcare supraetajată, iar la ultimul nivel să avem heliport cu pasarelă să intrăm direct în sala de operații. Terenul ăla suportă așa ceva? Suportă, da. Când a avut loc întâlnirea asta cu domnul primar? În urmă cu 3 săptămâni. A fost în ianuarie, cred că ca și dată a fost undeva pe 16-17 ani. Nu se grăbește să vă dea afară din funcție. Asta, dorința domniei sale, poate să fie dacă se respectă legea. Poate să mă dea afară. Revenind la buget, cât la sută procentual aș vrea? Buget de funcționare, cât la sută? Buget de dezvoltare, cât la sută? Din banii pe care noi am repartizat cele 18 milioane, e buget de dezvoltare. Deci vrem să menținem bugetul de dezvoltare de 18 milioane al județului Călăraș, iar funcționare, din tot ce înseamnă cheltuieli, 60% intră pe funcționare. Deci din bugetul repartizat. 40% dezvoltare. Dezvoltare, da. Aici intrând și fondurile europene, nu? Fondurile europene nu intră aici. Nu. Fondurile europene sunt, chiar dacă le plătim din banii bugetului județului Călăraș, ele se întorc înapoi și se reîntregește bugetul județului Călăraș.
Cea mai mare tăiere bugetară, să înțeleg că este la DGSPC. Da, cea mai mare tăiere bugetară. Lipsa de a completa, sunt două luni de zile, noiembrie și decembrie, salariile de funcționare ale Consiliului Județean și ale subordonatelor, iar cea mai mare tăiere e de vorba de 35 de milioane care avem deficit la DGSPC. Dacă bugetul DGSPC spuneți că a fost diminuat cu 39 de milioane, ați spus? 39 de milioane. Puteți să ne spuneți bugetul Centrului de Cultură și Creație cu cât a fost diminuat? Sau? Deci, Centrul Bugetului Județean de Cultură a solicitat 5 milioane, iar noi am aprobat 3 milioane de funcționare. Deci, gândiți-vă că înainte Centrul Județean de Cultură avea 8-9 milioane. Și astăzi noi funcționăm cu 3 milioane și toate, tot ce înseamnă reprezentarea și toate programul de desfășurare a lor se face numai pe licitație, nu se face prin încredințare directă, cum era înainte. Luam o firmă, îi dădeam programul artistic, s-a aprobat de către președintele Consiliului Județean, iar cheltuielile le făceau o firmă. Nu. Asta se face direct de către Centrul Județean de Cultură, prin licitație directă, tot ce există pe piață. Să putem să spunem de la stagiunea teatrală până la spectacole pe care Consiliul Județean deprinde în programul de activități, le ia de pe SEAP, transparent, acolo unde sunt serviciile cu prețul cel mai mic. Și această sumă le va permite funcționarea până? Totuși este aproape 50% din câte mi-ați spus, redus. Deci, de la 5 milioane, 2 milioane redus? Păi ar trebui să le reduc, înseamnă că și la ei trebuie să așteptăm o rectificare bugetară viitoare. Deci dacă nu va fi o rectificare bugetară viitoare, vor avea de suferit, să spunem, ultimul trimestru al anului 2020. Trimestrul 4 va avea de suferit pe toate capitolele pe care, să spunem, cheltuielile de funcționare vor fi diminuate la toate subordonatele.